Cu cât mai mult aștepți să practici conversație liberă, spontană și improvizată, cu atât mai multă frică vei avea. Salut și bine am venit la Germană cu Gehaz în Gehaz Oban, profesor nativ din Hamburg, Germania. De fapt, unicul profesor nativ din Germania care explică și limba română. Fă click pe linkul de sub video acesta, te va duce la gramatica germană cu gehad. Ne vedem și acolo. Pentru mulți dintre noi asta e o frică reală. Noi ne temem să vorbim în mod spontan, la teme imprevizibile, nepregătit. Probabil cunoști așa persoane, adulți, care cândva au făcut permisul de conducere, au obținut permisul, dar de ani de zile evită să se așeze la volan sau persoane care în copilărie n-au învățat să înnotă, au amânat învățarea în notă. În ambele cazuri, probabil vei observa că frica lor față de not, față de condus în mașină, crește cu fiecare an. La fel și cu conversația în limba germană. Mulți elevi spun că înainte să deschid gură. Înainte să vorbesc liber în limba germană, trebuie să fiu pregătit. Pentru unii elevi asta înseamnă un an, doi ani de studiu gramatic și germană cu toate amănuntele. Trebuie să fac exerciții pe hârtie de gramatică, trebuie să știu toate cuvintele posibile înainte să deschid gură. Pentru alți care sunt un pic mai avansați, merge cam așa. Am realizat, am înțeles că trebuie să practic conversații, dar o să practic în condițiile mele. Adică îmi dați înaintea tema, poate îmi dați o carte unde scrie un dialog, o să am niște fraze pe care le pot repeta în timpul discuției. Acum, care e problema cu asta? În primul rând, antrenamentul pentru orice activitate, fie ea condusul de mașină, pilotarea unui avion, sau orice meserie practică. Antrenamentul pentru ceva practic trebuie să coincida cu ceea ce se va întâmpla în realitate. Corect? De aceea preferam ca șoferii să aibă lecții practice la o mașină decât la o bicicletă sau decât să stea la computer și să se joace în jocuri diferite. Deci, la fel aici, cum este conversația ta în realitate. De fapt, și gândește-te ce se întâmplă în limba română. Și vei vedea că, pe de-o parte, poți prevedea tema generală în unele discuții. Când vezi că se apropie o discuție în familie, tu întuiești despre ce o să fie vorba. Sau când te invită la interviu de angajare, tu intuiești ce întrebări o să fie probabil legat de experiența ta profesională, de aturile tale sau eșecurile tale, pregătirea ta profesională la universitate, la școală de meserie, etc., etc. Dar ce întrebare exact vei primi, tu nu știu de ce. Acum, dacă lucrăm cu clienți, dacă lucrăm la telefon sau într-un magazin unde oricând, oricine ar putea să, să, ți adreseze o întrebare imprevizibilă, atunci tu trebuie să fii pregătit pentru așa situație. Tu nu poți să spui, vă rog, intrați peste jumate de oră și eu între timp îmi pregătesc dialogul meu. Nu merge, corect? Și în situația aceasta, antren antrenamentul tău, practica ta, trebuie să fie din start, să practici, să te descurci nepregătit. Adică trebuie să te descurci nepregătit, după ce ai făcut ceva nepregătit, bineînțeles, îți faci notițe, înveți ceva ce îți lipsea, dar tu intri în situațiile astea de antrenament nepregătit ca să vezi ce sunt în stare să fac. Adică cum să leg puținele cuvinte pe care eu le știu într-o manieră ca persoana să mă înțeleagă. Și dacă vei face asta, o să, vei, o să vorbești liber în aproape orice circunstanță. Nu, nu te va șoca aproape nimic. Mereu ai un răspuns gata. Ai o ieșire din situație. Fiindcă tu știi liber să te jonglezi cu toate cuvintele pe care le știi. Și mereu o să găsești două cuvinte care le vei putea spune la orice întrebare. Acum, dacă tu faci asta din start... La început e neplăcut, comiți multe greșeli, dar vei avea un proces de dațire și după o jumate de an, după un an, după doi ani, deja devii mai încrezător. Dar, dacă ești deja avansat sau intermediar și până acum n-ai practicat așa, așteptările față de tine vor fi mai înalte. Dacă eu, ca începator, abia am început o nouă, o nouă limbă, lecțiile și comit o sumă de în greșeli, bine, nimeni nu poate să aibă așteptări față de mine. Eu sunt începător. Asta e firesc să fac greșeli. Dar dacă tu trăiești în Germania de 10 ani, ai absolvit toate cursurile de integrare și nu știu ce, te-ai jucat cu aplicații online, atunci lumea deja se întrebe, dar ce ai făcut ultimii 10 ani? Și tu singur, tu știi asta și ești Intolerant cu tine însuți, însăți, Clar? Deci, asta e ideea. Probabil vei înțelege asta logic, da? Ar fi bine din start să, să mă bag în apă decât să aștept 10 ani. Problema este ca adult, frica asta e așa de mare să comitem greșeli la început, că noi nu avem răbdare, nu avem puterea psihologică să, să ne permitem. Cum era încălpirea noastră, când timp de 2, 3, 5 ani nu aveam complex de a face greșeli, de a combina cu mine. Nu ne putem permite măcar 3 luni să ne dăm o, o perioadă închisă, o perioadă de, de toleranță, în care noi ne, ne permitem să facem videouri, să ne filmăm cu telefonul, să vorbim cu cineva absolut fără cenzură. Deci, să ne spunem, următoarele trei luni, următoarele 6 luni, eu îmi permit să vorbesc cu atâta multe greșeli cât fac. Scopul acum este doar să încep să deschid gura. După 6 luni, o să încep pas cu pas să scoat greșelile respective. Majoritatea dintre noi are mare probleme de să fac asta. Din diferite motive. Nu avem răbdare, vrem să ajungem mai rapid și tehnica asta de a memoriza un dialog ni se pare mai, mai convingătoare, fiindcă e un dialog învățat perfect și putem arata la soacra, la vecin, că știm deja un dialog, dar pe, apoi, după 5 minute de conversație, deja noi suntem din di nou la zero, fiindcă s-a epuizat dialogul nostru, deseori dialogul nostru nu coincide cu situația și lumea se uită un pic la noi, noi, vor, nu vorbim adecvat. Și Alta problemă este psihologică. Noi cumva am prins ideea de la părinți, de la profesor, că dacă avem o perioadă în care comitem greșeli și nu este nimeni care nu ne corectează permanent, permanent, atunci o să se întâmple ceva foarte teribil. Și toată viața o să vorbim cu greșeli. În realitate, asta nu e un adevăr absolut. Ceea ce îți propun este să ai perioada asta de probă, de experimentare, unde faci câșel cât vrei și ap apoi te începi a filma, a te filma, începi a te observa și, și după fiecare dată faci deja niște corectări. Adică îți faci notiță, ce cuvinte lipseau, ce greșeli de gramatică au observat poate profesorul îți da un feedback și spune că aici trebuie un pic de munățit. Dar oricum e un proces în care tu permanent produci ceva care foarte probabil e greșit. Pas cu pas, greșelile acestea o să diminueze, diminueze, diminueze. Ca rezultat, vei fi o persoană care nu se teme de nicio întrebare, nicio conversație, dar nu ai succesul asta în ghilimele de a putea memoriza ca o poezie un dialog. Da. Deci, aștept întrebările și comentariile tale. Ne vedem. Ciuse!